Bună seara! Bună seara! Un meci, Papric, 2-2 pentru cine? Eu zic că pentru noi. Am dominat o meciu, am avut mai multe ocazii și am ratat. Cum e să vezi atâția foști fotbaliști cu meciuri multe în cupele europene, în Liga Campionilor, în Cupa UEFA? E frumos, asta e și ideea, de asta Victorii Cup a crescut de la an la an și asta ne place și nouă, că a tras mulți fotbaliști, mulți tineri care vor să ajungă fotbaliști și e frumos, adică competiția clar a crescut, cred că e cel mai bun an de când veni la Victorii Cup, cu atâția fotbaliști. Normal că sunt campioni, sunt competitivi și tot timpul apar și discuții, dar sunt frumoase, după merge la bere, râdem, glumim, dar în timpul meciului e meci, indiferent de miză sau că e la Victorii Cup, joci pe viață și pe moarte, să iei 3 puncte. Nu stați prea bine în clasament, dar în cupă v-ați calificat azi. O să fim Corvinul Hunedoara. Glumesc, nu, ideea că nu prea ne-am strâns, dar de acum încolo eu zic că ne strângem, ușor, ușor se vede și pe teren meciurile din ce în ce mai bune. Trebuie să ne mobilizăm un pic, că tot timpul conducem meciurile, dar ceva ne scapă. Ori lipsă de concentrare, ori un pic de oboseală, pentru că fiecare mai are o activitate, ori face antrenamente, ori antrenează, ori are o activitate, o afacere și venim un pic obosiți. Dar eu zic că de la săptămână la săptămână se vede și nu ne facem griji. Nu, Doamne, tot timpul scopul nostru e în primele trei, așa că încă sunt șanse, sunt multe etape, cred că 17 dacă nu greșesc, deci avem timp să ajungem în primele trei. Mersi frumos! Sigur.